pentru unde o să aie. S-au ajuns, da? Hai. Am atestit. Stau în camare, da? Așa acolo. Da? Patrul m-a prins de amândouă mâini. Deci. S-a dus aici, da? Întorc mâinile cu palma în sus. Palma trebuie să fie în picioare, împing. Dar pe lângă trebuie doar împing, da? Deci nu o să fac așa, da? Așa, așa nu pot să-l dau jos. Dacă e puternic, nu pot să-l dau jos, da? Cum am întors mâinile, uite-l, da? Îl dau jos. Hai. Încă o dată. Catate tori ai hami. Sigur că se poate face. Da? Direct, da? Da? Pe da, să-mi stăle simțul foarte bine lângă el, da? Dacă îl fac așa, da? Îl fac sub forma unei egetici. Și așa vreau să-l fac, da? Vreau să vă niște așa, da? Încă o dată, da? Uitați-vă ce face mâna asta, da? Dacă aș păstra mâna așa, în această poziție, da? Nu pot, mă împiedic, da? În momentul în care m-a prins, am răsucit mâna, da? Hai! Sunt mult sau pot să fac rotind mai eu. Hai. Acțiunile mele, da, sunt posibile așa, așa, da? Așa, e greu, da? Sigur, așa mi-a fost mic, aș putea să fac de fizic. Așa, iarăși e greu, da? Bun. Încă. Am întors mâna, da? Sabia mâine este aici, da? Este aici, da? Am întors mâna, da? Sabia mâine e aici. Deci, sabia mâine întotdeauna indică modul în care eu pot să mă mișc, da? Așa, dacă sunt prins, nu pot face mișcare, da? Mă încurc. Mă împiedic în el, da? Va trebui să o scot în afară. Să fac ceva, da? Dar însă, dacă mâna mea este întoarsă, încă o dată, da? Știi? Dacă îl trebușește partenerul meu, da? De sus, jos. Dacă nu fac treaba asta și lucrez orizontal, nu se mai prăbușește, doar se rotește, da? Da?
plecăm pe așa? Hai, problema întâmpinării atacului. În primul rând, dar nu trebuie să uităm un lucru foarte important în aceea care se spune destul de rar, este faptul că trebuie să păstrezi distanța cea bună, da? Acest mai, da? Care, indiferent ce se întâmplă cu mine și cu partenerul meu, trebuie să încerc să-l țin constant. El se retrage, da? Mă retrag și eu, da? Înainte și eu. El mă împinge, da? Vine și el, da? 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 Deci, el împinge, da? Uitați, da? Mă retrag. Da? Să păstrez distanța, asta e foarte important. Da? Împinge, da? Mă împing eu. Da? Împinge. Bun, deci acest lucru să facem puțin, da? Ne mișcăm când înainte, când înapoi, da? Încercăm să păstrăm distanța între mine și partener. Mai. Hai. Hai, da? Nu că unii din noi nu s-ar putea apăra chiar în această poziție, da? Însă trebuie să încercăm să avem maximum de stabilitate și, evident, că maximum de resurse. Deci, partenerul meu lovește, spunem, eu cum merg în urci. Da? Da? Revin înapoi în camare. Da? Pot să-l lovesc, da? Deci mâna este foarte încordată. Ca să scap de această încordare, îl cobor. Da? Nu-i lucru. Deci ori fac un șihonage ușor, da? Îndoindu-i paneu. Ori dacă am intrat într-o formă mai dură, da? Nu-i lucru până la omului, da? Îl cobor. Care se poate face cu orice fixat. Da? Partenerul se poate ridica de aici, atenție, ieșirea din fixare, face în felul acesta. Da? Mă asigur că partenerul este ținut în continuare. Hai. Îl lasez. Ai hamit. Da? Așa este agația, da? Așa nu merge, da? Așa, mâna mea iese afară. Așa, mâna mea, da? Da, deci...
mișcări, da? Aici, da? Înseamnă că voi intra în partea asta, da? Unde da, da? Voi intra în partea asta, da? Da, palma, hai, hai, da? Iacum. Aici, aries, mâna se desface, da? Nu poți să-l controlezi. Aici, nu se desface, da? A, încep și cu una și cu alta, da? Aceeași, e aceeași idee, da? Deci. Da? Îl evit. Nu fac decât să levit aici, da? Gata, da? Sigur, putea să acționez. Încep, da? Nu așa. Da? Deci, nu. Deci mâinile nu așa, da? Nu așa. Da? Aici nu are nicio legătură între mine și el. El mă ține de mână și cu asta va. Da? Trebuie să vină în palmă, da? Să vină în palmă, da? Hai. Trebuie să vină în palmă. Mișcați-vă încet, vedeți de ce e așa și nu e așa. Deci e ușor. Dacă mâna asta mi-a stă așa, da? Dar ca să fac o deosaie, da? Va trebui să fac așa, da? Și exact ce am făcut, am întors abia mâine către el. Da? Prinde.
Prinde. Ușor de prinde. Prinde. L-am obligat să mă prinde așa, da? Uite, o să ai gata. Hai, uite, o să ai, hai. Păi, la mea se poate să fie aici, plus, da? Dar poate să fie aici, da? Sau poate să fie așa mai, da? Când mă prind în această poziție, singurul loc unde poate să meargă este asta, da? Apoi ca să revin aici. Da? Aici. Vedeți, mă prinde așa și eu pot lucra pentru că sunt pe direcția cea bună. Da? De sus, da? Da? Doar o retragere, da? Nu e suficientă, da? Patrierul mă poate împinge. Da? Asta mi-asigură succes, da? Direct, da? Dacă n-am loc, n-am timp, da? Dacă m-am prins jos, da? În orice situație, însă, contactul meu trebuie să fie foarte ferm. Da? Da? Aici nu pot, da? Aici pot. Deci voi face, voi veți face, eu am făcut, da? Veți face unde o să e, da? Folosind această idee, da? Deci, aici, intrat, de la nivelul mediu, intru, de sus, da? O formă către curte m-au așa. Faci. Deci n-am înfruntat atacul, da? Aici înseamnă să nu frunt, nu? Aici înseamnă să nu frunt, nu? Aici de asemenea, da? Da? Nu îl înfrunt, da? Da? Te scot în afară, da? Evit lupta, da? Și o mai nu ce. Vreau să spun că dacă e unul puternic cum e Mihai și unul ca mine sau mai slab, că sunt și mai slab decât mine, nu fiu cel mai slab, da?
Să blochezi pe cineva care lovește tare și o minuție, este o aventură. Azi, nu zic că o nenorocere de ce mai multe ori, da? Trece prin blocajul tău și îți dă una în cap. Da? Tare, tare, nu așa. Da? Da? Îți rupe mâinile aici. Da? Oricât de vreme te duci, ca să duci de vreme, trebuie să știi că el te lovește. Da? El te poate lovi să prin surprindere, da? Și urma, o să te mai duci. N-ai un stăt, da? Atunci, ca să nu întâmpini lovitura, ideea asta ca lovitura să cadă pe o suprafață care nu e dreaptă, ți-e puțin înclinată și se ricoșește, da? Nu-i poate încet, da? Și altă mână. A căpitat e foarte tare, da? Am ricoșit, a lăsat să ricoșesc puțin și am preluat. Mai negativă, da? Sau dacă am cât de cât chi, da? Hai, cercăm, lateral. Și o menuții tare. Răspunzător, înseamnă că e foarte lucru important, da? Dar unde o să aie și elimina, că și poate că aie și sunt în cele mai, da? Axa Aikido-ului de nivelul 1. Cam aia. Multă lume are necazul ției nici mai ales dacă se facă cu de oșaie, că ajung aici, da? Aici nu poți să treacă de la care e zdravă, da? Oricât ar fi el de... Deci celor mici, fiți atenți, da? Le recomand să facă următorul lucru. Da? Îndoaie puțin sabia mâinii și coboară. Apasă, 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 apasă și intră, da? Oricât de mic ești, poți intra așa. Da? Deci uitați-vă aici, da? Bine, da? Ține tare, da? Da? De ce? Pentru că un moment, o fracțiune de secundă, se formează un cuplu de cote mauașii, da? Da? Nu așa, da? De faptul că eu, torcând paneul, da? Îl oblici pe partener să cedezi. Da, deci... E ușor de intrat. Da? De asemenea și lateral, dacă vreau să intru, da? Ține bine, da? Da? Nu merge, da? Dar dacă am făcut așa, merge, da? Nu neglijați ceea ce face sabia mâinii. Este foarte important. Este foarte important, da? Încercăm și sus și lateral, da? Cu de o să aici. Ajuns aici, da? În această poziție, partenerul care nu este suficient de bine aplicat, da? Este foarte puternic și eu nu pot să-l duc mai încolo, da? Puteți dezechilibra. Sunt două moduri. Unul, da? Duce jos imediat. Da? Al doilea. Stai să faci, nu-i faci asta, da? Duce jos, da? Deci nu mă pe mâna lui. Deci, odată.
A doua. Da? Hai, trecem și în așa, da? Apropo de ușile oriotetorii, da? Sunt două forme, da, legate de ușile oriotetorii. Acesta, da, în care partenerul meu mă prinde de prima mână și se repede la a doua mână, da? Asta este o formă conștientă de luptă, da? Și o formă, de exemplu, neglijentă, în care eu stau așa și partenerul vine și mă prinde. Sigur că asta nu înseamnă că sunt aikidoka. Trebuie să înțelegem că există și aceste situații. Da? Și poți să le tratăm pe rând. Da? La asta e mișcarea este simplă. Nu, ideea că el duce la a doua mână, da? Da? Care, la care nu mai ajunge niciodată. Dacă priza e din spate, da? Va trebui să fac o apropiere de el, da? Simplu, da? Apropierea de el trebuie făcută asimetric, da? Deci dacă fac așa, nu merge, da? 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 Asta se bazează și o formă de dezechilibru, da? Foarte dură, care se practică. Ce am făcut aici? Da? Bine, bine, da? Am intrat, am opus piciorul aici, da? Te dau jos. Asta este un potecnerii, da? Blocaj. Revenim la o deosare. Deci, de asemenea, de aici există și această formă, da? Formă negativă, da? Din spate, da? Trei forme, mă rog. L-am atins. Așa? Da, e greu, da? Revenim la tot de unul, da? N-ai rost să pornesc aici ca și cum aș fi un tren. Da? Pe măsură ce el mă împinge, dar e mă rupt. Nu mă opun mișcări pe care o creează. Pentru că eu, fiind în centrul mișcării, da? Eu trebuie să parcurg un drum mai lung decât mine. Deci, suferit acest lucru. Știu că eu văd înaintea lui totdeauna, da? Înaintea lui, da? Și așa aici. Da? Nu vă încordați. Hai. Se poți de păț, da? Eu un băț, am un băț. Hai, Hamid. Da? Hai, Hamid. Da? Ce fac? Cu bățul se vede cum îl manevrezi, așa cum faci cum să avea mâini, da? Hai, Hamid. Ia cu Hamid. Poate mă auzi, da? Ia cu Hamid. Da? Hai, Hamid. Da?
Fără forță, da? 1, 2, da? Sus! Nu cu forță, da? Ce fac cu mâna? De aici, da? Deci asta vreau să vă spun la începutul antrenamentului despre sabia mâine, da? Asta e rolul meu. Am încercat să eu învăț ca să se vadă mai bine, să se aplice mișca. Revenind la Udio Sabia, da? Aici este același lucru, uitați-vă, da? Amin, da? Sigur că forța mea se amplifică cu pețișorul ăsta. Pentru că pețișorul ăsta nu-l doare când apasă pe osul lui. Da? Ți doar pe el îl doare. Bun. Ne întoarcem la unde o să ai. Cu șirul de tot, da? Ok, zi-mă bine, da? Aici eu sunt cel echilibrat. Încearcă să faci ce-am spus. Orice pot face ușorul de osare, da? Orice pot face ușor de din această poziție, da? Dar 1, 2, da? Eliminare. Nu? Orice pot face de aici. Uitați-vă. Da? Ceea ce face sabia mâine. Ține bine. Așa nu pot, da? Ține, ține, da? Da, țineți acum, da? Ține bine. Deci, e bine să... Hai, hai, tare, 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 tare! Da? Bun. Deci asta înțeleg că e Udio Sabia. Să revenim la... Nu, să mergem puțin mai departe. Ba nu, să revenim. Să revenim la Shihonagi. Pe care o să facem din Hanmi Hansa și oameni. Aceeași idee de Yokon Menuchi, da? Eu cum nu știu și cum n-am. Și-o menuți.
încep, da, la mișcare, da? Atât trebuie de dezechilibrat, dacă nu dezechilibrat, nu merge. El nu s-a așteptat, da? Însă, în orice moment, da? Mișcarea nu se fac de jos în sus, de fac de jos în sus, mă blochează, da? De sus în jos, da? Nu de sus în jos, si. Ea se semene puțin cu o lovitură. Da? Dacă patinul încearcă să mă blocheze, deci aici, da? Da? Blochează, da? Da? Sau dacă încearcă să iasă, imediat, invers, 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 da? Da? Se continuă mișcarea. Mai mare reacție care este, da? Asta, da? Mâna jos. Sigur că aș putea să fac. De aici. Dar este atractiv, da? Dar dacă plecăm de la ideea că eliminăm din baza procedeului sper un alt tenis, da? Aș putea să fac ca lucrurile să petreacă așa, da? Asta. Asta se întâmplă în realitate. Da? Asta este forma pe care noi o facem. Da? Invers. Deci, dacă n-am loc să fac taisabaki, suficient să fac mișcarea asta, da? Ca să-l dezechilibrez pe partele. De asta o fac, să-l dezechilibrez. Ori îl dezechilibrez aici, da? Da? Ori îl dezechilibrez aici, da? Da? Ia seama. Încercăm. Hai, mereu. Da? Deci. Așa. Da? Așa. Da? Așa. Și elimină. Mai fac o dată? Da. Hai. Hai. Hai, este un exercițiu de mișcare. Coșinac. Încă o dată. Da. Mine, nu e bine. Da? Nu e coșinaghe, da? E pe lângă mine naghe. Trebuie să fie, da? Peste, ia. Da? Peste șoldul, da? Trebuie să se frece peste șoldurile mele.
Nu uitați, da, că la Goșinaghe, da, ideea este asta, da? Aici sunt jos, e încărcat, da? E schimb. Da. Jos. De sus, jos, da? Rio. Da? Aici, da? Intru între picioarele lui, jos. Am nevoie de mișcarea asta, da? Dacă nu pot, mai ajute cu un aer altul, da? Tot timpul trebuie să fie, da? Peste somnul meu, da? Nu pe lângă mine, da? Deci nu așa. Nu așa. Să nu-i coșină. Da? Da! Cercați din Rio Tetoare, ușor. Mai de găiești. Sus. Poate, da, de poate. Așa, domnule, jos. Hai. Eu cum merg, deci. Dacă panelul este foarte aproape de picioarele mele. Da, deci uitați. El nu se putea ridica, pentru că eram deasupra, nu e nimic. Da? Acum, spate la această mișcare, da? În plus, e controlat și de faptul că țin de haine, da? Dacă dați să ridice, da? La tot, da? Jos! Aici e gămire, da? Aici. Dacă fac mișcarea mai departe, îmi pierd. Da? Dacă fac mișcarea ce ridic, da? Aici se ridică, da? Deci e foarte aproape de mine ca să pot să pot face mișcarea, da?
Hai. Poziția mea trebuie să fie, da? Nu în față, de ce zi, în spate, da? Da? Nu în spate de lui, da? Că în față de obiectul vostru de lui, da? Da? Ce aici, da? Marchez că întoarce punctul ăsta, da? Sus, da? Marchez, da? Arunc când am ridicat cum ar fi o sapie, tai cu ea, da? Da? Până îți dai seama închis, da? Apăs pe umăr, sus, ridică-te! Are nu se poate da? Dacă îl lasă liber, dacă nu-i apăs pe umăr, ridică-te, merge. Da? Aici, piciorul în mâna lui, este aici, da? Ridică-te, da? Se poate ridica. Dacă torționezi, ridică-te. Da? Mâna trebuie plasată liberă, da? Și torționează, de-aia o țin aici. În momentul în care încearcă acum să se ridice, ridică sus, 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 da? Sus. Aici e greu să se ridice. Sus. De ce nu mă duc la picioare? Dacă m-aș pica pe aici, da? Posibil să-mi dau un picior, da? Să se și întoarce, da? Deci, mă ridic pe aici, da? E drumul cel mai lung de parcurs ca să mă atac. Tine să-i strângă o jumătate din mână, sigur că poți să pună a doua mână, care nu-i strânge de zi, doar îi deține ca să nu fie libere, da? Așa. Dar ca să fie și mai eficient, degetul meu mic, da? Ține degetul lui mic, da? Singurată, da? Așa. Da? Da? Așa. Nu e nevoie de forță pentru fortitudine. Nu trebuie să-i rup mâna, da? Nu trebuie să-i fac așa. Nu știu că, da? Uite, da? Ia-ți. Ușor, hai. Capul de o saie, da? Ai un pic tare. Cedezi. Din coadă. Sau de aici de sus, da? Continui, da? Încet. Da? Ha. Da? Da? Ce-o bine, să duci ca să am grijă, da? Acum am avea o sabie în mână, da? Deci cam asta este ideea în Aikido. Da? Că am tot timpul o sabie în mână și cu care lucrez cu partenerul meu. Uneori sabia este chiar partenerul meu. Da? De exemplu, partenerul meu atacă Aikami, da?
da? Se observă? Aici? Aici, da? E o parare nu dură, da? Și foarte intimă, da? Da? Deci gunchiul seaga lui alunecă pe a mea în jos, da? Dar se oprește aici. Sigur, la portier e mai greu pentru că vine peste mult, da? Dacă el ar lovi puternic, da? Însă aici se duce, vine, ajunge aici seaga, da? Da? Deci... Șomenzichii sunt mai multe variante de apărare. Și eu să vă arăt două sau trei. Tot un moment. Deci, șomenzichii poate fi făcute la mai multe nivele. Chiar și de la unghia picerului drept, dacă e cazul, exagerăm, până la urmă fi de păr. Nu numai într-un singur punct. În funcție de zona atinsă, apărarea se va face pe măsură. Sau controlul sabiei deasupra. Sau uneori, cu lovitură peste sabie pentru a-i al dezarma. Și rămâne controlul sabiei până la contraatac. Deci adesea recapitulăm aceste forme de apărare împotriva atacului șomenzii. Deci continuăm cu atacul șomenzii și o să facem câteva forme de apărare și contraatac. Și din axa atacului. Și nici aici nu mă absorbe această mișcare. Dacă rămânând pe axa atacului, îmi asumă toate riscurile de a fi atins. În afara axei, atac și mare. Același lucru, da? Îl pot face pe partea cealaltă, da? Deci, asta vom face prima dată. Control. Da? Încep, mai încep, da? E ca și cum aș
aș intra, da? Și eu, fac un tai sabachi, partea aia altă, da? Prind mâna partenerului, da? Îl decai, dezechilibrez, potega ieși. Îi controlez, da? Hai! Duce, da? Da? Poate face și mâna, da? Să-i facă, da? Ceva este foarte stabil. Mă poate lovi ușor cu mâna aia la altă, da? Cu gotul, cu genunchiul, da? Aici nu se poate lupta așa. Da? Vedeți? Mișcat de loc. Este foarte important acest lucru. Uai! Pe cealaltă parte, da? Viza este la sabie, da? Deci dacă pe partea stângă, viza este la mână. La mână, da? Mâna care ține sabia. Pe ideea că el ar putea să schimbe sabia în mâna stângă, dar e greu de manevrat, nu? Dar chiar dacă o schimbă, singur, da? Da? N-are când slăbească, pentru sabia îți ține o distanță lungă. Pe partea dreaptă, frisa este la sabie, între cele două mâini, are partea de la care este dezechilibrat și aruncat. Ui, ușor, da? Am și pătit-o. Da, deci, mișcarea e foarte după controlul patru, dacă vrea să-l zice, da, să-l pot controla. Da?
Deci dacă observați bine, dezechilibrul se face, da? Ajungând mai drept șol, da? Ua! Da, să fac mișcarea de la acesta, da? Ceea ce am făcut ieri, dezechilibru prin schimbarea centrului de greutate. Încet, da? Ce-am vrut la această formă? Mintare prin partea dreaptă, da? Țuchii, dezechilibrare, care de galabil. Da? Se poate face și această formă. Da? Deci este să te poți lovi foarte ușor. Da? Încet, da? Că da, focul ne-a. Da? Sabia se asigură imediat. Partenerul se potrivește, da? Încă o dată, deci formele de focul meu sunt foarte importante în tehnicile de armă. Da? Deci... Sus, da? Și orice care de a-ți îndesta, îi accentuează durerea, da? Atunci și pe partea aceasta. Nu poate bată pe la de. Un cer, da? Deci. Dată. În cazul unei lovituri de sabie, eu să nu fiu pregătit pentru o intrare pe partea aceasta cu mâna stângă, da? Cum este mișcarea cea mai favorabilă, da? Eu sunt cu partea asta cu mâna dreaptă, da? Da? Atunci fac acest lucru, da? Ia! Ia! Deci, eu nu, viața mea este deci depinde de felul în care sunt așezat la un moment dat. Asta înseamnă că e loterie. Yeah.
controlul partenerului. Încă o dată. Dar foarte încet. Da? Ia. Încă o dată, mai încet. Știu că aș putea să-l arunc, dar nu e loc pentru așa ceva. Ia! Te fixez, da? Sus. Hai. Mai la calate. Deci dacă vreți să faceți o aruncare, deci care este aceasta? Nu, te arunc. Da. Document? Da. Nu document. Ce zic? Hai să vedeți ce se poate face pe partea aia. Da? Aici, da? Da? Da, rog, da? Poșa. Alții, vezi pe sfat. Să cum mergi. Da? Asta e, vezi bine, hai că-i tu. Ce vrei? Când așa, poți să o faci pe partea aia? Nu poți să o faci, cred. Tu nu mergi cu eu vreau să fac toarea procedeului.